14 februarie, cum ai sărbătorit? 14 februarie am lucrat. Deci ai lăsat-o pe iubită singură? Am mers cu mine. Cătălina, a mers cu tine peste tot? La cine a zis că e Cătălina? Păi nu asta este numele iubitei tale. Nu. Păi, da, să zic ceva, eu nu comentez viața mea personală de ceva timp. De vreun an și, fiindcă am avut în trecut o relație care a fost mediatizată în presă foarte mult și m-a deranjat acest lucru, fiindcă tot timpul domnișoara trebuie la universitate să meargă, tot timpul să se îmbrace la 4-ace, tot timpul profesorii întreba ce mai face Ionel. Este un lucru, cred eu, cam deranjat când cunosc toți viața ta personală și acum toate relațiile care le-am avut în această perioadă, după cea relație mediatizată, am înțeles că viața mea personală mai mult are să mă strădui să nu mă comentez sau să vorbesc în public, fiindcă avem și noi artiștii ceva intim care nu vrem să se comenteze în masă. Da, dar totodată tu singur ai postat niște poze pe Facebook cu iubita ta. Am postat o poză și am postat-o pentru prietenii mei, nu am postat-o în site-ul oficial sau nu am postat-o în grupul oficial. Dar știi cum informația merge foarte repede? Păi asta e lucrul vostru, pentru perfecte comedie, da? Dar niciodată n-am zis cine e. Da, au fost multiple cine este domnișoara. Eu niciodată n-am spus e Cătălina, e Natalia sau e... Eu cred că odată ce deja se cunoaște un fapt, nu cred că mai are rost să-l negi, că na. Uite că eu are să-l neg tot timpul. Chiar nu este... Să... Nu, când va fi sigur și va fi o relație unde această relație stabilă va fi, să zic eu, spusă și părinților mei, dar va fi ceva foarte, foarte, foarte serios. Atunci eu voi fi primul care voi spune la toată lumea. Dar atâta timp cât eu vreau ca viața mea personală să fie personală, eu cred că nu e nevoie.